România progresează. Dacă nu ne dăm seama că România progresează, suntem fie orbi, fie răi cu noi înșine, fie cârcotași. România progresează. România ar putea progresa mult mai mult decât o face astăzi. Asta e frustrare. De aici vine frustrare. Deci lucruri se întâmplă. Și eu cred că noi, antreprenori, influențăm destul de important deciziile guvernanților. Și asta trebuie să înțelegem cu toții. Fără încredere nu se poate. Nu se poate nimic. Nu se poate într-o companie, nu se poate într-o industrie, nu se poate într-o țară. Trebuie să avem încredere unii în alții. Și predictibilitatea este principalul ingredient al încrederii. Cel mai important este să fii corect, să fii onest. Și să nu crezi că tot ce zboară se mănâncă, să nu crezi că succesul este garantat, să nu crezi că dacă astăzi ai succes vei avea și mâine, să încerci să te reinventezi permanent. Și succesul este de fapt echipa. Să reușești să ai lângă tine ceea ce nu ești tu.